Salutare, dragile mele! Bine ați venit pe canalul meu! În acest tutorial o să vă învăț să croșetați acest top de vară. Pentru a realiza acest top, voi folosi bumbacul mercerizat Must Have marca Yarning Colors de la Gemotocul. Dacă doriți să-l achiziționați, o puteți face de pe www.gemotocul.ro sau intrăm pur și simplu pe pagina de Facebook Gemotocul. O bobină are 50 de grame, ca și lungime 125 de metri. Voi utiliza o croșetă de 2,5 mm. Am croșetat și în același timp am unit la ultimul rând 9 pătrățele, pentru că 5 vor veni pe față, iar 4 pe spate. Aici o să am niște găicuțe pe o parte și pe cealaltă și cu un șiret o să pot să leg. După ce am croșetat cele 9 pătrățele, am mers de jur împrejur cu piciorușe scurte. În partea de sus am două rânduri de piciorușe scurte, am ajuns cu ața. Aici nu am tăiat pentru că o să cobor să fac găicuțele, în partea de jos o să fac un model. Am cele două cupe, pe latura aceasta am 40 de ochiuri, 40 la această cupă, 40 la cealaltă cupă. Vă rog frumos să fiți foarte atente în momentul în care o să faceți piciorușele scurte pe latura de jos, pentru că va trebui să aveți un număr egal de ochiuri la ambele cupe. Și după ce am făcut rândurile, cele două, v-am spus, în partea de sus de piciorușe scurte, am numărat și am și o schemă. Iată, am 158 de ochiuri, unde am pătrățelele, sus 158 de ochiuri. La o cupă am 40 de ochiuri, pe latura aceasta, la cealaltă 40. Și calculez. 40 cu 40, 80. 158 minus 80, asta înseamnă că în partea dreaptă îmi rămân 39 de ochiuri, iar în partea stângă tot 39 de ochiuri. Mi-am pus și un marcator, am început să număr de la dreapta spre stânga 39 de ochiuri, în ochiul numărul 39 am pus acest marcator, de asemenea, de la stânga la dreapta am numărat tot 39 de ochiuri, am pus acest marcator și astfel o să-mi fie foarte ușor când va trebui să unesc cu ajutorul unui ac. Am 40 de ochiuri aici, 40 la cupă, 40 de ochiuri aici, 40 la cupă. Prima dată faceți cupele, după care faceți aceste pătrățele, le uniți și faceți și o probă. Am întors pe dos această bentiță cu pătrățele, de asemenea cupa este pe dos, unde am marcatorul, mă voi înfige cu acul și voi uni. Este foarte simplu, pentru că va trebui să unesc fiecare ochi de la bentiță cu ochiul de la cupă. Și iată, la început. Încă o dată pentru siguranță.
focusul prima cupă, urmează cea de-a doua. Iată că am unit cele două cupe. Să vedem și pe față cum arată. Ia uitați cât de frumos este. Așa cum am spus mai devreme, am făcut de jur împrejur piciorușe scurte. Am plecat de aici, am continuat, după care m-am întors. În partea de sus am două rânduri de piciorușe scurte. Am lăsat ața netăiată în acest colț, pentru că pe această parte, cât și pe partea aceasta, o să fac niște găicuțe prin care voi putea să bag șnurul pentru a prinde acest top la spate. 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat, înfigem croșeta, tragem firul, iar apoi tragem firul prin bucla de pe croșet. 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat. 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat. 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat. 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat. Și iată, avem o gaică, 2, 3, 4, 5. Același lucru îl vom face și în partea cealaltă. Iar în partea de jos vom face un model. Înainte de a începe modelul, în partea de jos, va trebui să ajungem și în partea aceasta să facem cele 5 găicuțe. Asta înseamnă că pe această latură vom face câte un picioruș simplu în fiecare ochi, să avem ca și sus două rânduri de piciorușe scurte. În următorul ochi, două piciorușe scurte, fiind la colț, ca să putem să se vadă frumos. Și continuăm cu un picioruș scurt sau un picioruș simplu în fiecare ochi, până la sfârșitul rândului, când va trebui să facem aceste găicuțe. Am ajuns în acest colț. O să fac exact unde am colțul două piciorușe scurte și încep 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat, 5 ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri în al treilea punct alunecat și așa continuăm să avem 5 astfel de găurele, exact ca în partea cealaltă. Exact așa, introducem croșeta în următorul ochi, punct alunecat. La sfârșit o să facem un șnuruleț și o să-l băgăm în zigzag ca să putem să prindem acest top la spate. O să tai ața, o las puțin mai lungă, voi ascunde pe dosul lucrului cu un ac. Pe latura aceasta eu am în total 158 de ochiuri, iar pentru modelul cu care vreau să continui am nevoie de multiplu de 10 ochiuri plus 3 în plus. O să fac în așa fel încât să ajustez ața roz, trag firul și voi face 5 ochiuri de lanț.
în al doilea nu croșetez, iar în al treilea am 3 piciorușe duble despărțite de câte 2 ochiuri de lanț. Primul picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, în același ochi al doilea picioruș dublu, alte 2 ochiuri de lanț și al treilea picioruș dublu. Voi sări următoarele 2 ochiuri, primul, al doilea, iar în al treilea picioruș simplu și continui cu alte 4 piciorușe simple în următoarele ochiuri. Un picioruș simplu, al doilea, al treilea, al patrulea. Am în total 5 piciorușe simple. Voi sări următoarele 2 ochiuri în al treilea, din nou, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, în același ochi picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Voi sări următoarele 2 ochiuri în al treilea picioruș simplu, urmat de alte 4 piciorușe simple. Să am în total 5 piciorușe simple. Voi sări următoarele 2 ochiuri în al treilea din nou. 3 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț. Picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu, alte 2 ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Voi sări următoarele 2 ochiuri în al treilea picioruș simplu, urmat, bineînțeles, de alte 4 piciorușe simple. Să am în total 5 piciorușe simple. Și așa o să fac până la sfârșitul rândului. Aceasta este o schemă veche și o respect. Am început cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, am sărit următorul ochi în al treilea, 3 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț, sărim următoarele 2 ochiuri, 5 piciorușe simple, sărim următoarele 2 ochiuri, 3 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț, sărim următoarele 2 ochiuri, 5 piciorușe simple și așa până la sfârșitul rândului. Iată că am ajuns la sfârșitul rândului. Am ajustat astfel încât să-mi vină mie bine și să pot să scot multiplu de 10 plus 3 ochiuri de lanț în plus. Voi sări următorul ochi, iar în ultimul voi face picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Și astfel am terminat primul rând al modelului. Întorc și continui cu cel de-al doilea rând. Așa vă sfătuie și pe voi să faceți. Țineți cont că aveți nevoie de un multiplu de 10 ochiuri plus 3 în plus. Rândul numărul 2, 3 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș dublu. Și în acest spațiu vom face 3 piciorușe duble. În ochiul aferent acestui picioruș dublu, picioruș dublu. Și astfel am în total 5 piciorușe duble. Pe rândul anterior am cele 5 piciorușe simple. Voi sări ochiul aferent primului picioruș simplu, în al doilea picioruș simplu, în al treilea picioruș simplu, în al patrulea picioruș simplu, iar în ultimul nu lucrez. Astfel, din cele 5 piciorușe simple, la acest rând vom avea 3 piciorușe simple. Pe rândul anterior am cele 3 piciorușe duble despărțite de câte 2 ochiuri de lanț, iar la acest rând vom face astfel, în ochiul aferent primului picioruș dublu, picioruș dublu. În acest spațiu, 3 piciorușe duble. În ochiul aferent piciorușului dublu din mijloc, picioruș dublu. În următorul spațiu, alte 3 piciorușe duble. În ochiul aferent celui de-al treilea picioruș dublu, picioruș dublu. Și iată, am în total, numărăm,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe duble. Și repetăm. Unde avem pe rândul anterior cele 5 piciorușe simple, noi vom avea la acest rând 3. În primul și în ultimul nu lucrăm. În al doilea piciorul simplu, în al treilea piciorul simplu, în al patrulea piciorul simplu. Și din nou repetăm. Unde avem cele 3 piciorușe duble despărțite de câte 2 ochiuri de lanț, vom avea în ochiul aferent primului picioruș dublu, picioruș dublu, în acest spațiu 3 piciorușe duble, în ochiul aferent piciorușului dublu din mijloc picioruș dublu, în al doilea spațiu 3 piciorușe duble, în ochiul aferent celul de-al treilea picioruș dublu, picioruș dublu. Și avem din nou cele 9 piciorușe duble. Și așa o să continuăm până la sfârșitul rândului. Ajuns aproape la sfârșitul rândului, urmează cele 3 piciorușe simple. Și în acest ultim grup, în ochiul aferent primului picioruș dublu, picioruș dublu, în primul spațiu 3 piciorușe duble. În ochiul aferent piciorușului dublu din mijloc, picioruș dublu, în următorul spațiu 3 piciorușe duble, în ochiul aferent ultimului picioruș dublu din cele 3, picioruș dublu. Și iată cum voi încheia. Am început rândul anterior cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu urmat de alte 2 ochiuri de lanț, numărând de jos în sus primul ochi, al doilea în al treilea, înfigem croșeta și facem picioruș dublu. Și iată cum arată în partea de jos. Voi tăia ața. Cu ajutorul unui ac o voi ascunde pe dosul lucrului. Uitați cât de frumos este. Exact unde am vârful cupei, unde am cele 3 piciorușe simple, în cel din mijloc introduc croșeta, de data aceasta una de 3 mm pentru lanț, și când o să mă întorc cu câte un picioruș simplu în fiecare ochi, o să folosesc una de 2,5 mm. Iau ața, trag firul prin această buclă și în același timp un piciorul simplu în același ochi. Și în funcție de lungimea dorită, croșetez un număr de ochiuri, un lanț. Vă sfătuiesc să nu croșetați foarte, foarte strâns, pentru că o să se așeze urât când o să vă întoarceți cu rândul de piciorușe simple cu croșeta de 2,5 mm. Și numărăm. Am 150 de ochiuri de lanț. În ultimul pun degetul, 3 ochiuri de lanț. Jeteu, introduc croșeta unde am degetul, trag firul, jeteu prin primele două, mă opresc. Jeteu, introduc croșeta în același ochi, trag firul, jeteu prin primele două, mă opresc. Introduc croșeta din nou, jeteu, în același ochi, trag firul prin primele două, mă opresc și încă o dată. În acest moment am 5 bucle pe croșetă, jeteu prin toate cele 5, în acest ochi introduc croșeta punct alunecat și schimb croșeta, continui cu un piciorul simplu în fiecare ochi.
am ajuns de unde am început, ultimul picioruș simplu, și înfigem croșeta în același ochi, în acela în care ne-am prins, punct alunecat. Ața aceasta o voi ascunde pe spatele lucrului. Și uitați cât de frumos este. Voi face și la cealaltă cupă același lucru. Iar cu acest șnur vom putea să ne legăm de după gât. L-am lăsat mai lung pentru că o să facem fundiță și să se așeze foarte bine. Am terminat și cel de-al doilea șnuruleț. Și am mai făcut un șnuruleț pentru partea din spate, însă acesta este simplu, un lanț numai cu ochiuri și l-am băgat în zigzag.